Pentru a patra oară în ultimii doi ani, israelienii au fost chemați la vot pentru a stabili componența parlamentului. Iar potrivit exit poll-urilor, partidul Likud, din care provine și premierul Benjamin Netanyahu, a ieșit pe primul loc la alegerile parlamentare. Partidul Likud a obținut între 31 și 33 din cele 120 de locuri ale Knesetului. Conform sondajelor realizate la ieșirea de la urne, această formațiune este urmată de partidul de centru Yesh Atid, care ar fi obținut între 16 și 18 locuri. Este incert dacă Likud ar putea să-și asigure majoritatea parlamentară pentru a forma un viitor guvern fără să intre într-o coaliție. Anterior scrutinului, Benjamin Netanyahu spera ca succesul campaniei de vaccinare anticovid să-i aducă o majoritate stabilă după ce imaginea lui și a partidului său au fost afectate de mai multe acuzații de corupție, luare de mită și abuz de încredere.